Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic, ediție specială. Ori această ediție este axată pe ultimele evenimente social-politice din țara noastră. Ne referim la alegerea și investirea președintelui Parlamentului și a prim-ministrului. Aceste, dar și alte aspecte, vom încerca să le discutăm împreună cu Victor Pușcaș, ex-președinte a Curții Constituționale. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Și cu domnul Valentin Beniuc, doctor habilitat, profesor universitar, rector IRIM. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule Pușcaș, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune. Cred că cele mai multe necunoscute sau cele mai multe discuții s-au axat anume de termenul în care trebuia să fie ales conducerea Parlamentului, să fie ales biroul de lucru. Iată, pe parcursul zilei de ieri, Curtea Constituțională a răspuns președintelui la sesizare. Astăzi, Curtea a mai venit încă cu o explicație. Vă rog, dumneavoastră, în calitate de specialist în materie, să ne explicați ce sunt cu aceste 3 luni de zile. Ce s-a întâmplat cu decizia de ieri, în ce măsură ea a făcut lumină în această solicitare a președintelui și să vorbim nemijlocit și despre răspunsul în altei curți la sesizarea deputaților PD a domnului Sârbu, care a venit pe parcursul zilei de astăzi. Vă rog! Da. Mai întâi de toate, eu simt o satisfacție deosebită că totuși Parlamentul a început să funcționeze. Așa cum prevede Constituția, adică în rămcele Constituției, ales conducerea Parlamentului, birou permanent, comisiile parlamentare, format guvernul, adică tot ceea ce se presupunea că o să fie adoptat pe parcursul la 10, 15, 20 de zile. Dar mă rog, este ceea ce este. Curtea Constituțională n-a dat niciun aviz, niciun răspuns n-a dat la sesizarea președintelui. A făcut referire la hotărârile sale din trecut, din 2013 și 2015, anterioare, hotărârile sale, care prevedeau interpretarea articolului 85 din Constituție, adică când poate fi dizolvat Parlamentul. Care sunt acele circumstanțe care duc la dizolvarea Parlamentului. Curtea n-a răspuns, adică socotind că răspunsurile se află în hotărârile anterioare, n-a luat spre examinare această sesizare. A declarat-o inadmisibilă, cu toate că, în calitate de specialist, dacă mă recunosc alți colegi, eu socoteam că în acele hotărâri anterioare a fost dat răspuns numai la, în privința formării guvernului. Așa e. Dar este și altă circunstanță care prevede articolul 85 din Constituție, blocarea pe parcursul a 3 luni de zile a procesului legislativ. Și eu credeam că Curtea a luat spre examinare și va da răspuns la aceste întrebări. Nu era clar din hotărârile anterioare când, de ce dată, totuși, poate ca să înceapă negocierile pentru a forma guvernul, în care cazuri. Dar socot că, totuși, la momentul actual, ceea ce am văzut astăzi în Parlament, că s-a format majoritatea parlamentară, sunt formate organele de lucru, Parlamentul funcționează. Ce înseamnă 3 luni de zile? În articolul 85 din Constituție scris 3 luni de zile, nu 90 de zile, cum afirma curte sau cum a spus și astăzi într-o hotărâre suplimentară. Așa e. Este vorba de 90 de zile. Nu. Este vorba de 3 luni de zile. Și iată, aici apar la unii specialiști. Eu i-aș sfătui pe cei care doresc să înțeleagă când expiră acest termen, să consulte codul civil, codul de procedură penală, codul de procedură civil, care îi explică îndeopște problema termenilor. În teorie, aceste probleme sunt absolut clare și nu este necesar. În Constituție trebuia să explice, dar ce înseamnă aici 3 luni de zile? Pentru că sunt luni de zile care au 29 de zile, 28 de zile, 31, 30 și așa mai departe. Iată, aici ar fi putut ca curtea să dea o interpretare. Dar, mă rog, când expiră aceste 3 luni de zile? Atrag atenția la faptul că, nu știu în care comentarii am văzut în mass media,
că președintele este obligat să dizolve Parlamentul începând cu ziua de astăzi. E așa sau nu? Nu. În articolul 85 din Constituție este cuvântul poate fi dizolvat, dar nu îți conține obligația de a dizolva. Pentru a dizolva Parlamentul, președintele Republicii Moldova trebuie să se adreseze la Curtea Constituțională ca să privească avizul, adică Curtea trebuie să constate circumstanțele care servesc pentru dizolvarea Parlamentului, dar aceasta poate fi într-o săptămână, într-o două săptămâni, într-o lună de zile și așa mai departe. Adică Curtea nu trebuia de obște să înceapă a discuta această problemă, pentru că nu e reglementat în Constituție. Totuși, perioada aceasta, că hotărârile anterioare să avem vedere ale sale, ale Curții Constituționale, să avem vedere că conducerea Parlamentului era funcțională, guvernul putea să fie funcțional, alte probleme erau deja hotărâte, dar în momentul dat, Curtea Constituțională și-a asumat răspunderea pentru a interpreta când, în care zi. Nu e aceasta principalul. Principalul este că Parlamentul a început să funcționeze și a început să funcționeze începând cu ziua de astăzi. S-au format structurile respective. Aici, Curtea, eu vreau să mă scuzați, vă rog, să atrag atenție la un moment, dacă mă permiteți. Da, în viața de judecător, am lucrat aproape 40 de ani ca judecător, judecătorul se conduce de lege și de soveste. Lege și soveste. Așa cum spunea pe la timpul său Socrates și alți filosofii din Grecia antică. Legea și soveste. Adică, vine judecată două persoane, două părți, una are probe, să zicem, 90% de probe, alta are mai puține probe. Că totdeauna, când conflicte, sunt probe și dintr-o parte și din alta. Și din cealaltă. Dar cum se cum trebuie să procedeze judecătorul atunci când e 50-50? Atunci judecătorii erau sfătuiți și de mine și de alți profesori care ne-au învățat, ne-au dădăcit în această problemă. Atunci când e 50-50, dreptatea îi se dă celui sărac în fața celui bogat, celui bolnav în fața celui sănătos, celui slab în fața celui puternic și așa mai departe. Da. Acum vorbim de Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, iarăși aceste caracteristici, Constituția și sovestea. Constituția și sovestea. De ce a trebuit Curtea Constituțională să examineze în ultima zi? Da, eu cred că discutăm acest aspect. Da. Vreau să aflu și punctul de vedere. De aceea și la Curtea Constituțională, ce înseamnă la Curtea Constituțională? Dintr-o parte este Constituția, iar din altă parte este poporul, care aparține suveranitatea națională. Și nimeni nu are drept să o pună la îndoială în dependență de careva interesă. Curții Constituționale vine foarte greu astăzi să activeze, pentru că bănuieli la tot pasul în privința activității Curții Constituționale. Pe timpuri și eu am lucrat 12 ani la Curtea Constituțională. Bănuieli rezonabile, domnule Pușcă? Eu cred că sunt rezonabile bănuielile. Și eu am lucrat cu 6 ani președinte, 12 ani ca judecător, erau hotărâri cu care nu erau de acord politicienii, dar măcar specialiștii susțineau hotărârile Curții Constituționale. Acum n-am... În alta curte este o autoritate? No, bineînțeles, dar hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi contestate. De ce responsabilitatea din partea Curții Constituționale este foarte mare și trebuie ca să corespundă acestor realități. Da. Domnule Beniuc, evident, atunci când vorbim despre partidele politice, misiunea lor de la înființare este de a accede la putere. Iată, astăzi am asistat la crearea și aici o să las punctele de suspensie ca să... Chiar o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți alianță, înțelegere, coaliție, nici nu știu care ar fi termenul cel mai corect, între PSRM și blocul acum. Avem deja un guvern instaurat, avem o conducere, avem un stat de drept funcțional în adevăratul sens al cuvântului. Credeți că am depășit criza politică despre care s-a tot vorbit după alegerile din 24 februarie 2019? Ei, noi am vrea toți să credem că s-a depășit sau se depășește criza politică din Republica Moldova cu începutul activității Parlamentului. Eu îmi permit să spun că criza politică va continua,
în diferite faze, pentru că o criză ea are durabilitatea ei, cu fazele inițiale de dezlănțuire, pe urmă de degenerare sau apariția unor rezultate pozitive. În sensul ăsta urmează de a vedea, pentru că actorii sunt politici, partidele, cum a spus dumneavoastră, sunt înrăiți acum și toți, de asemenea, cum a spus dumneavoastră, vor ca să acceadă la putere, să o mențină și la noi în Moldova cu orice preț. Cu orice preț. În sensul ăsta vreau să menționez că la noi, cu desăvârșire, lipsește cultura politică la politicieni, pentru că se debordează uneori și mă tem că debordările astea vor continua prin diferite provocații, prin diferite manifestări agresive de stradă, prin intervenția unor elemente criminale în caz de manifestare și așa mai departe. Lucrurile cam în direcția asta merg, de aceea eu nu îndrăznesc acum să spun că criza politică. Domnule Beniuc, dar credeți că astăzi este prima zi a PD-ului în opoziție? Va fi ușor a scoate de sub control și după aceea o să-l întreb și pe domnul profesor și mecanismul juridic de sub controlul PD-ului, pentru că am văzut în Alianța Veche s-au partajat până și instituțiile care se ocupau de dreptul de autor. Era sub PLE, dacă nu mă înșel memoria atunci. Uitați-vă. Atât de mare e caracatița. Atunci când, în momentul ăsta care s-a consumat cu negocierile între PSRM acum, PSRM acum, eventual altcineva și așa mai departe, deci toți fereau ca să vorbească de partajarea funcțiilor. Deci cel mai important moment în politică este aspectul instituțional. Instituții, oameni, funcții. În sensul ăsta este inevitabil a discuta sau a nu discuta funcțiile. Funcțiile, ministerele și așa mai departe. Pentru că asta se consideră un fel de, mă rog, rușine sau ce, noi am venit la putere ca să ocupăm funcții. Asta este cheia. Asta este cheia puterii. Partajarea funcțiilor. Problema cum se partajează ele. Dacă lucrurile astea se partajează, care compensă a unor cheltuieli eventuale care le-a făcut partidul sau le-a făcut cel care accedea, este în ascendența postului, atunci asta e chiar e urât de tot. Da? Dar dacă noi partajăm pentru a face ca statul să fie funcțional, pentru a pune pe roate economie, și asta este principalul, chiar asta este principalul, a pune pe roate economie ca ea să fie funcțional, a pune pe roate educația, știința, chiar asta este esențial, a pune pe roate lifturile sociale, ca ele să funcționeze, să nu fugă lumea din... De ce la noi se duce lumea din țară? Nu funcționează lifturile sociale. Deci toate posturile sunt deja blocate sau cumpărate sau altfel. Da. Deci partajarea posturilor este un lucru foarte important, dar problema supremă este pentru ce noi luăm aceste posturi. Da. Domnule Pușcaș, vreau să vă întreb, poate exista un impediment atât în activitatea Parlamentului raportat la Înalta Curte, pentru că PD-ul cel puțin spunea că nicio decizie luată de către noul Parlament nu este legitimă. E așa sau nu? Mai întâi de tot, aș vrea să completez puțin ce înseamnă partajarea funcțiilor. Partajarea funcțiilor a instituțiilor în stat. Partajarea la nivel de guvern, a portofoliilor, de miniștri, și nu a șoferilor, și nu a, cum v-ați exprimat în privința care a revenit chipurile Partidului Liberal cu dreptul de autor și dreptul conexie și așa mai departe. Este lucruri diferite. Guvern de coaliție se formează în întreaga lume, dar de coaliție la nivel de guverne, și mai jos nu scoboară nimeni cu partajarea funcției sau instituțiilor, cu atât mai mult instituțiile de drept. De aceea, decapturarea statului, eu cred că vor concretiza această măsură, că ar trebui să fie verificată și stabilită
situația, dar cine a capturat, cine sunt acele persoane care au capturat, în ce an s-a făcut capturarea instituțiilor statale. Eu cred că aceasta e absolut necesară în Republica Moldova. Ca cu adevărat, cum a spus Caracatița aceasta, ea trebuie ca să fie lichidat până la rădăcinile. Dar ați pus întrebarea în privința activității Parlamentului. Eu vă aminti că în codul electoral prevede că Parlamentul poate funcționa dacă sunt aleși numai puțin de 2/3 din deputați. Dacă sunt aleși, deja Parlamentul poate fi constituit, poate forma de organe de lucru și așa mai departe. În cazul dat, astăzi, dar ca atare, Parlamentul este funcțional dacă există o majoritate parlamentară, adică 50+1 din numărul deputaților aleși. Și ne amintim la alegerile precedente, când mi-amintesc când a fost înlocuit decanul de vârstă și a luat cârma un alt deputat, chiar și după cel mai în vârstă, da. Altul după vârstă. Nu s-o, absolut nicio importanță nu are că chipurile trebuie să fie toate fracțiunile în Parlament, că trebuie să fie toți deputații, mă rog, fiecare fracțiune își alege calea sa. Astea sunt instituții politice și fiecare cum s-o coate de cuvință, așa se comportă. Noi nu avem încotro. Dar iată interesul principal trebuie să fie respectat de majoritatea parlamentară. Că prin majoritatea parlamentară poate funcționa Republica Moldova. Și când astăzi s-a pus astfel chipurile că orice măsură petrecută astăzi de către Parlament este neconstituțional. Stați o secundă. Dați să ne clarificăm. Ce înseamnă neconstituțional? În primul rând, ce a examinat Curtea Constituțională? Chipurile, cineva s-a adresat la Curtea Constituțională. Adică s-a adresat și pentru viitor. Pentru că, în orice caz, la ora 18, când s-a format guvernul, hotărârea curții era deja dată. Dar asta nu e problema ceea care are o greutate constituțională. Parlamentul 50+1 s-a unit, s-a format majoritatea parlamentară și poate ca să formeze organ de lucru să înceapă a adopta și legile chiar. 75 de cei necesar a fost introdus în 2/3, adică în codul electoral. Pentru că Parlamentul trebuie să aibă quorumul și pentru a adopta modificările în Constituție. Dacă un partid nu este de acord, unde poate merge să atace această... La Curtea Constituțională. La Curtea Constituțională poate fi atacate aceste rezolvări de probleme care au avut loc în ziua de astăzi. Dar cred eu, așa că Parlamentul a început să funcționeze și nu are importanță. Eu încă o dată repet, dacă corect am fost înțeles, că este perioada din aceste 3 luni de zile și până la eliberarea decretului de către președintele Republicii Moldova privind dizolvarea Parlamentului. Ce facem în această perioadă de timp? Și în această perioadă de timp, eu și presupuneam că în această perioadă poate să se răzgândească deputații și să formeze majoritatea parlamentară. Și nu trebuie Curtea Constituțională trebuie, iarăși ne întoarcem la legea sau Constituția și sovestea. Adică în interesul majorității populației Republicii Moldova. Dacă se face în folosul poporului, atunci aceste măsuri care corespund printre altele regulamentului Parlamentului. Deci aici probleme eu nu văd. Domnule Beniuc, iată astăzi domnul președinte Dodon a avut întrevedere și cu mai mulți ambasadori. Dacă e să pornim de la aceste întruniri, putem vorbi despre o garanție sub aspect și juridic, dacă vreți, sau unei stabilități, revin la ceea ce vorbeam un pic mai devreme. Cuvântul ambasadorilor oarecum a fost de consult în această discuție. Eu nu văd aici garanție juridică. Cuvântul politică, unor factori, da. Deci, hai să spunem așa, atitudine unor factori internaționali față de organele care reprezintă statul, parlamentul, guvernul, președinție și așa mai departe, atitudinea lor are o semnificație deosebită, ori viceversa. Asta este
accesul sau da, accesul guvernanților în relațiile, hai, unda verde a guvernanților în relațiile cu reprezentanții acestor țări sau organizații internaționale și cu însăși țările și organizațiile internaționale respective. Deci are o pondere, dar noi răspunsul trebuie să-l găsim acasă. Atitudinea ambasadelor, organizațiilor internaționale, Bruselului, Moscovei și așa mai departe, deci contează. Dar noi răspunsul trebuie să-l găsim aici, acasă, inclusiv prin lege, soveste și așa mai departe. Cu părere de rău, la noi, de mai mulți ani, multă lege fără soveste. Și în sensul ăsta, oamenii pătimesc foarte serios din cauza asta. Dar, domnule Benic, vreau să revenim un pic la ziua de ieri. Colegii noștri de media au tot titrat că au fost aduși mai mulți concetățeni de ai noștri, organizat cu autocare, în două regiuni cel puțin au fost mai de amploare acest fenomen în fața Academiei de Științe și în regiunea Telecentru, susținători ai Partidului Democrat care au venit să protesteze împotriva ceva, dar până la urmă nu a fost clar. Nici clasa politică nu a prea înțeles. Democrații s-au opus creierii acestei coaliții între PSRM și acum? Evident că PD-ul se opune acestei coaliții, chiar și înaintea instituționalizării acestei coaliții, după toată legea, precum a spus și domnul Pușcaș, că totul a fost conform legii, evident că ei protestează. Repet, cu mult înainte, zile înainte, când era clar că acumul este mult mai dispus la discuții cu PSRM-ul, atunci s-au început atacurile, în special asupra acumului, să-i spunem așa. Dar adusul ăsta cu autobusele, protestele astea, strigătele astea, sus, jos și așa mai departe, ia ca eu le privesc de 30 de ani. Iată, dați să ne oprim o dată și să înțepenim locul și să ne gândim la ce bun aduce urletele astea stradale, protestele astea turbate câteodată, la ce bun aduc ele, de altfel. Dacă de 30 de ani noi trăim mai greu, mai rău, mai în afara legii și așa mai departe. Deci lucrurile astea deranjează foarte mult. Eu mi-am văzut niște compatrioți de-ai mei care speculau cu niște chestiuni, precum că noi suntem veterani de război și uite, noi vrem așa și nu altfel și așa mai departe. Deci oamenii ăștia fiind observați în mai multe formațiuni, mai multe ipostaze, mai multe procese, să-i spunem așa, de diferit caracter. Oameni buni și veterani, inclusiv, eu am probabil că dreptul moral să zic lucrul ăsta, că sunt și eu veteran de război, și gândesc eu cu mintea mea, nu este frumos ca noi să speculăm cu chestiile astea că ne-am apărat patria foarte bine, dar de ce suntem bărbați și copiii trebuie să-i educăm în spiritul ăsta de apărare a patriei, a mamei, a familiei, a copiilor noștri și așa mai departe. Nu trebuie speculat cu lucrul ăsta. Mai mult ca atât. De a face politică și nici că ai bani aderând la cineva, la altcineva și așa mai departe. Opriți-vă, domnilor bărbați, fiți bărbați până la urmă dacă sunteți apărători a acestei țări. Da. Domnule Pușcaș, iată în spațiul cotidian, cel puțin în ultima jumătate de an, a venit un termen care e utilizat uneori la locul lui, uneori mai puțin, vorbim de dezoligarhizare. Haideți să deschidem parantezele și v-aș îndemna să medităm un pic pe marginea acestuia, pentru că astăzi, iată, cel puțin cei din clasa politică au venit cu un sinonim, au vorbit despre caracterul capturat al instituțiilor statului. În viziunea dumneavoastră, acești doi termeni, aceste două sintagme, sunt sinonime absolute? Ce comportă ele? În primul rând, aceasta trebuie eu să explice. Autorii acestor noțiuni, autorii care le-au introdus, care vorbeau în spațiu public,
Păreri de rău, eu n-am găsit răspuns la probleme ce înseamnă deoligarhizarea sau dezoligarhizarea, chiar și în, da, la, în spațiu public se vorbește în mod diferit, una sau alta. Dar ce înseamnă deoligarhizarea? Dacă ne uităm în dicționare, ne amintim pe parcursul secolilor, au condus cu statele, cu țările, cu statele, cu imperiile, oameni care cu avere, se aflau la putere, aristocrații, dacă poate mai bine voi fi înțeles de către telespectatori, adică cei care și aveau și bunurile materiale respective și aveau și posibilitatea de a conduce. Mai corect s-o cut eu, decapturarea instituțiilor statale, pentru că despre aceasta s-a vorbit foarte mult, s-a duc foarte grele argumente în privința aceasta, decapturarea. Dar eu cred că e puțin de a anunța decapturarea statului, de a distruge această caracatiță, dar trebuie să fie numite acele persoane care au întreprins, care au capturat statul, câte ele sunt, 1, 2, 10, 1000, ca să fie dat publicității acestor. Și când au fost introduse, eu socot în opinia, deja în 2013, de fapt, am plecat din serviciu public, deja, dar înțelegeam în așa fel, că partajarea masivă, s-a anunțat în mass media, a avut loc în 2009, când se vorbea aproape că deschis despre aceasta. Pe urmă, sau unii jurnaliști au făcut referire și la o listă a instituțiilor statale și așa mai departe. Trebuie să fie numite aceste persoane care au distrus, eu socot, că partajarea de sus și până jos, până la nivel de membri de guvern, poate să fie partajarea. Mai jos, cu atât mai mult, introducerea controlului asupra organelor de drept, asupra procuraturii, asupra instanțelor judecătorești și așa mai departe, pentru prima dată, printre altele, experții străini au ajuns la concluzia, stând de vorbă cu judecătorii, că există frica de a adopta o hotărâre sau alta. Dar spuneți-mi, rog, faptul că deputația ta au semnat declarația potrivit căreia constatau că statul este unul capturat, este un mesaj de strigăt în pustiu? Cum trebuie să fie descifrat gestul? Este, socot că la nivelul, la ziua de astăzi, da, acesta este un gest mai mult politic, dar care trebuie să fie descifrat prin măsuri concrete, prin legi concrete de adoptare, pentru că prea puțin, să zicem, să radic problema în privința procurorului general. Stați, e o mașinărie întreagă, procuratura. Până în ziua de astăzi au fost adoptate mai mult de 20 de legi privire la procuratură și toate sub drapelul reformării procuraturii. Și nici în 2016 așa se ridică problema că n-a fost reformată procuratura. Dar este vorba de reforma procuraturii și nu de eliberarea unei singuri persoane. Aceasta este foarte greu de atins acele scopuri care le pun în fața lor autorii acestor procurători. Până aflat, da, în continuare, vă rog, dacă îmi dați voie. Spuneți. Are sens cuvântul ăsta de oligarhizare? Pentru că, bun, în științele politice se folosesc diferite cuvinte, construcții verbale aduse de către autor. Hai să spunem că noi căutam niște autori aici. Da. Aduse de către autor pentru a da o semnificație fenomenului. Deci, țara este oligarhizată. Ce este oligarhul? Oligarhul este cel care are capacitatea de a face contact cu cei din guvern, a-i corupe și a-și rezolva problemele în folosul său, a propriului business, a clanului, da, și așa mai departe. În sensul ăsta se spune a deoligarhiza sau statul a fost capturat, acum să-l capturăm și așa mai departe. Bun, astea sunt niște găselniți pentru a da sens fenomenului care există la noi în țară sau nu. În fond este vorba despre corupție. Dar doar prin adoptarea unor legi, câtorva legi, considera că instituția cutare, că procurorul general, că nu știu ce și așa mai departe, doar, repet, adoptarea câtorva legi, acum parlamentarii noștri să țină cont de chestiunea asta și guvernul să țină cont,
asta nu înseamnă scăpa țara de corupție. De ce? Corupția este ferment, dacă vreți, un ferment foarte nociv al societății. Da. Este un fel de diabet zaharat sau o tensiune arterială care niciodată nu se lecuiește. Ea poate fi numai controlată. Și prin vreo câteva legi să rezolvi problema asta a oligarhizării, a capturării statului, a corupției în stat și așa mai departe, este imposibil. Trebuiește un lucru sistematic de mulți, mulți ani de zile, foarte bine conștientizat, bine planificat, cu pași care urmează să fie făcut și așa mai departe. Doar în cazul ăsta noi vom putea obține succes în direcția asta. Ori corupția stopează dezvoltarea statului în general, a societății parțial, și noi niciodată nu vom avea succesul. Încă o dată repet, corupția este acel ferment care domină societatea. Majoritatea care vin la putere e să gândesc cumva să căpătuiască. Mai mult sau mai puțin și așa mai departe. Alte scopuri supreme de a ridica țara în slăb, de a o apăra și așa mai departe, cu părere de la noi, de rău la noi, lucrul ăsta nu se vede. Da. Spuneți-mi, rog, iată, a fost semnat pachetul ăsta de legi și cu permisiunea dumneavoastră o să dau chiar citirea asta. Este vorba de demiterea directorului Serviciului de Informații Securitate, este vorba de revocarea directorului Centrul Național Anticorupție, modificarea legii procuratorului și așa mai departe. Întrebarea reiese tot din acest context. Nu riscăm noi să călcăm pe aceeași greblă de două ori prin demiteri, prin acte de populism, hai să fiu direct în ceea ce fac. Să-i schimbăm pe lor cu ai noștri. Cu ai noștri, da. Eu sunt de acord cu excelența sa, domnul rector Irimului, că aici se cer măsuri mult mai adânci, mult mai globale, mult mai bine amenajate, organizate, ca să atingă scopul său. Este imposibil de a schimba, de a face careva schimbări, printre altele. Vreau să trag atenție că parcă e ușor așa de a spune, că să înlocuim pe aceia cu ceilalți. De aceea și întrebam. Deci, da, parcă e foarte simplu. Dar vrem să tragem atenție că, iată, procuror general a fost numit în funcție prin concurs, petrecut potrivit legislației în vigoare, directorul Centrului Anticorupție sau SIS-ului au fost numiți prin concurs, potrivit mai întâi de toate, în afară de să se întoarcă aceeași greblă, să călcăm pe aceeași greblă, să fie înlocuiți cu, sau propuși de a fi înlocuiți cu alte persoane care planează suspiciuni. Da, bănuielile există rezonabile și în privința celor persoane. De aceea e necesar ca mai întâi de toate de propus așa modificări care fiecare om are dreptul la demnitate. Demnitatea omului, a specialistului, trebuie ca să fie respectată. În cazul dat, când spune întrebarea, hai să facem, să eliberăm, dar cum? În ce fel? Procuror general, pentru a fi eliberat din funcție și de a schimba procedura, este necesar de a modifica Constituția. Fără modificarea Constituției, este imposibil. Dar eu într-o emisiune televizată, care alt cale există? Cu matrosul Jălezneac, care, prin forță, cum să spune, ce adică va fi invitat careva din acești oficiali și să cere, dați-vă demisia? Dar pentru ce? Care sunt aceste critici sau cu atât mai mult învinuiri? De aceea trebuie foarte bine să fie gândit acest mecanism de a nu înlocui sau de a nu introduce care rezolva probleme care vor provoca noi probleme. Iată, aceasta are importanță. Domnule Beniuc, astăzi Partidul Democrat, în discursul pe care l-a rostit prin persoana domnului Candu, a mai venit cu un termen relativ nou, vorbește despre federalizare, vorbește despre faptul că președintele Dodon, prin acțiunile care s-au desfășurat astăzi, încearcă să federalizeze Republica Moldova. Care ar fi argumentul dânșilor? Eu am auzit, vă spun că da. am
venit dintr-un mediu liniștit, exact în eveniment, într-un mult evenimentelor și așa, prin radio am prins ceva. Ce pot spune eu? Eu vreau să vă spun că federalizarea Republicii Moldova, în caz dacă va avea loc, nu este nici de cum act de trădare. Uitați-vă, eu din 2002 mă ocup cu problema asta, inclusiv cu problema asta, ia? La început, din porunca președintelui țării pe atunci, domnul Voronin. Era o echipă întreagă, inclusiv Andrei Popov, erau mai tineri, mai înaintați în vârstă, erau mai energici, mai leneși, mai nu știu ce, era un grup întreg. Durleșteanu, da. Era... Mai multe personalități. Da, mai multe persoane, mă rog. Punându-se problema, cum să facem să soluționăm problema transnistreană, așa numită, da? Păi, iată, eu de atunci și până în prezent tot ating problema asta, tot o studiez. Probabil că sute și mii de articole am citit, m-am interesat de alte experiențe și așa mai departe. Este un proces, da? Eu nu văd o altă cale de... reintegrare a Republicii Moldova, de formarea unui stat integru, de propășiri înainte, de salvarea oamenilor cei din partea cei, pentru că ei tot sunt conservați acolo în regimul și ala și așa mai departe, decât prin metoda subsidiarismului, domnul profesor știe foarte bine despre ce vorbesc eu, care are diferite forme, de autonomie locală, de autonomie mai largă, de un statut special sau de statutul, cum s-ar spune, care tangențiază cu ceea ce numim noi federalism. Dom'le, eu așa gândesc și eu sunt convins în lucrul ăsta, fiind în cunoștință de cauză. Eu ce, strădător în viziunea domnului Candu? Eu consider că eu sunt apărător, nu sunt trădător. Eu caut soluții pentru reintegrarea țării. Pentru reintegrarea țării. Și eu nu văd altfel decât prin metoda asta de subsidiarism, de statut special a acestui teritoriu, pe care ei îl dețin sub controlul lor, ei, cei de la putere de acolo, sub controlul lor, au business-ul lor din asta și așa mai departe. Nu este așa că noi ședem pe malul ăsta și spunem că, domnule, iată, ăsta e trădător, că... Dar ceilalți, care metode de a soluționa problema? Au găsit reale. Și ne-au spus nouă. O altă metodă, în convingerea mea profundă, nu este, domnule. Nu este. Vreau să vă întreb. Raportat, iată, la instituțiile capturate și la noul Parlament, bara de regoare, guvern, se poate întâmpla să existe, nu știu, anumite constrângeri asupra deputaților? Pentru că, evident, având o altă viziune, având o altă coloratură politică, procuratura, SIS-ul ar putea ceva face? Sau vreți să mergem pe calea statului de drept, să credem? Eu cred că trebuie să mergem pe calea statului de drept. Nu-i nici alte rezerve nu există. Numai pe calea legii, a Constituției, a statului de drept. Eu vreau să trag atenția la un moment care, în opinia mea, are tangență cu problema federalizării, chipurile a federalizării. Bineînțeles că în Constituție, în articolul 1 din Constituție, este scris în negru pe alb că Republica Moldova este un stat suveran, independent, unitar și indivizibil. Și problemele ce ține de acest articol, potrivit Constituției, pot fi revăzute noi prin referendum cu... 50 plus, cu majoritatea din cei înscriși în listele electorale. Este o problemă foarte complicată de a schimba aceste noțiuni. Dar trebuie să căutăm rezolvarea acestei probleme. Ea nu poate fi veșnică problemă, cu toate că știm foarte bine. Pe glob pământesc există undeva 52 sau 54 de focare de aceste cum este în Republica Moldova. Dar statele și forțele politice se stăruie ca să rezolve aceste probleme. Cum? În ce fel? Bineînțeles că trebuie de găsit acest... Nu trebuie să ne sperie cuvântul federalizarea. Uitați-vă, Germania e stat federal, Rusia, stat federal,
alte, sunt o sumedenie de state, federații, dar chiar sunt și confederații, cum ar fi Elveția, Mexicul, cum se spune, și funcționează. Și funcționează normal. Deci nu trebuie să ne sperie pe noi și să-i facem pe cei care caută aceste soluții, să-i facem trădători, să-i numim trădători și așa mai departe. Dați soluții. În ce fel? Adică soluții care să asigurăm integritatea teritorială a Republicii Moldova în granițele care au fost stabilite la 1 ianuarie 1990. Aceasta este scopul. Și de ce? Hai să-l căutăm acest scop. Nu numai eu sau domnul Beniuc sau alții care sunt în Republica Moldova sau chiar și nu mai vorbesc de domnul președinte că vorbește, da. Dar e necesar să ocupe acum forțele care au venit în Parlament și cu construcția statală. Construcția statală. Absolută e necesară. Nu numai de a pune la locurile potrivite, oamenii potriviți, dar să funcționeze și instituțiile... Iată, anticipați de fapt ceea ce vroiam eu să vă întreb. Da. După așa zisă reformă a guvernului, pe care atunci când a fost promovată se vehicula că doar ministru este figură politică, corect. Iar secretarul general sau secretarul de stat este un funcționar cu abilități în domeniu, respectiv este apolitic. Din această campanie electorală a tot prins contur ideea de guvern tehnocrat. Dumneavoastră, având o experiență de viață și de muncă de invidiat, credeți în această idee sau pur și simplu a fost uneori o manevră politică a anumitor partide care vroiau să obțină dividende politice? Eu cred în ideea că partajarea poate fi numai la nivel de miniștri. Aici da. Funcțiile sunt politice, restul funcțiilor, loialitatea deja față de lege, bineînțeles că cei care se află în autoritățile publice, fie centrale, fie locale, trebuie să fie loiali față de programul de guvernare a Republicii Moldova. Loiali față de program, pentru că își iau sarcina ca să realizeze programul de guvernare. Restul profesiilor, inclusiv și justiția, și procuratură, și internele, și toate celelalte organe de ocrotire a normelor de drept, nu trebuie ca să fie loiale cuiva. Loiale numai față de lege. Da. Domnule Beniuc, avem un speaker, este vorba de doamna Greceanu, avem un prim-ministru deja, este vorba de doamna Sandu, avem vice-speaker, este vorba de Ion Ceban, Mihai Păpșoi și Alexandru Slusar și încă o funcție în premieră pentru acest legislativ de vice-speaker va fi acordat opoziției. Respectiv, haideți să pornim de la faptul că avem patru vice-speakeri. Este oarecum balanța de aur între a menține dialogul politic? Pentru că discutam cu dumneavoastră cu diferite ocazii în acest studio, viziunile nu întotdeauna sunt cele care le unesc pe aceste două formațiuni politice. Ar putea exista uneori momente în care să iasă și scântei. Sunt două lucruri aici. Da. Primul lucru. Oamenii de acolo, din Parlament, se conștientizează profund, profund de tot că ei sunt diferiți. Da. Deci două formațiuni politice reprezentând în fond două doctrine. Una liberală și una profund socială. Socialiștii profund socială și ceilalți din acum cea liberală. Trebuie să-și dea seama de lucrul ăsta. Pe de altă parte, trebuie să-și dea seama, dacă s-au angajat în a construi pentru Republica Moldova, pentru poporul moldovenesc, în a construi, în a face ceva pentru poporul ăsta, cum spunem noi, da? Atunci ei trebuie să-și dea seama că trebuie să găsească mecanisme clare de colaborare între ei pentru a converge în realizarea unor scopuri bine determinate, unor politici care sunt elaborate. Pentru că dacă o să stei numai fiecare cu doctrina lui și o să-și scoată ochii unul altuia, asta nu se dureze mult. Da. Nu se dureze mult. Dar vă rog să-mi dați voie două cuvinte. Spuneți. Despre federalizare. Spuneți. Federalizarea este un fenomen
foarte interesant, dar extrem de complicat, care presupune foarte multă democrație. Iată, asta ea e foaia de turnesol pentru democrații declarați și cei nedeclarați din Republica Moldova, cât ei sunt de capabili să realizeze un proces democratic. Ori asta se perlustrează foarte bine prin statul federativ. Da. Nu o să găsesc stat federativ care este unul totalitar. Domnule Pușcaș, 30 secunde avem la dispoziție. Spuneți-mi, vă rog, credeți că 4 ani, în cazul în care durează această alianță, este suficient a face lumină în jurisprudență, a face curat, iau ghilimele de rigoare? Pentru că deseori se invocă că tocmai aici este nodul ăsta gordian. Da, cu adevărat, și eu socot că nodul gordian e reforma tuturor reformelor. Reforma justiției, o socot că se află la baza tuturor reformelor Republica Moldova. Și în educație, și în învățământ, și în medicină, și în toate celelalte domenii, economie și așa mai departe. Este, știți, noi trebuie să fim consecvenți, să avem în față ideile care îi unește pe oameni în Republica Moldova, ideile generale. Iată, dacă îmi mai permite să urmă scurt. Poate foarte pe scurt, fiind în Polonia în anii 90, încă forțele politice s-au adunat la o masă rotund și au hotărât. Trei probleme în timpul alegerilor Seimului polonez să nu le discute. Trei probleme. Intrarea în Uniunea Europeană, intrarea în NATO și valuta națională. Trebuie să aibă toate forțele politice niște puncte de reper ca să fie comune. Și ele sunt. Domnilor, eu vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic ediție specială. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi.